Da, deci arăt ca o tractoristă. Vai, deci mor cu vremea asta, mă scoate din sărite, mă enervează maxim. Trebuia să facem niște poze și plouă de numai, deci plouă de rupe și deja e destul de târziu. Dacă nu se oprește în jumate de oră, nu mai putem face pozele și vreau să fac pozele undeva la Maci, în afara orașului. Am văzut așa că se vede un pic de cer senin și am hotărât să mergem totuși încolo, poate pe când ajungem se oprește ploaia. Dar sunt foarte nervoasă, mă enervează maxim. Deci toată săptămâna zicea pe vreme că o să plouă și până astăzi n-au plouat. Azi au zis că plouă și plouat. Vine și Maria prin ploaie. Chiar plouă o țâră. Unde? A, stic? A, și papucii. Hai că a ieșit curcubeu. De aici nu se prea vede, de o pancardă. Dar a ieșit și soarele, încă plouă. Dar poate avem totuși noroc să iasă ceva. Mergem încolo și vedem. Am ajuns la poze. Pam, param, pam, pam. Am găsit câmpul cu maci. Acum mergem încolo. Uitați-vă cât îi dai super cerul și nu mai plouă. Și am mai găsit un câmp mic, mic, mic cu maci între flori albe. Deci visei câmpul ăla. Vreau să facem poze și acolo. Maria deja a fugit. Maria, la ținuta asta mi-au și pălărie, nu? Deci la cealaltă ținută vreau să-mi pun coroniță de maci. O să fiu penibilă? O să fiu penibilă? Bine, luăm pălăriuța și ne apucăm de treabă. Vai de mine, deci fetelor și băieților, spuneți voi că nu-i superb peisajul ăsta și cerul cât de fain arată. Ok, hai să ne grăbim să facem pozele până nu se duce lumina. Doamne, cum e cerul în spatele tău cu pata aia galbenă? Ah, am leșinat de atâta frumusețe. Mi-am făcut coroniță de maci. Sunt zâna macilor. Hello! Spuneți-mi, Laura, zâna macilor, ce creativă este. Nu, e așa creativă ca mine. Nu prea vezi, mai rar, dar... Hai, că se duce lumina. Am venit la cea de-a doua locație, deci uitați-vă la cerul ăla și muriți de ciudă că nu sunteți aici cu mine. Da, e superb! Eu sunt curugol, aproape, dar îmi place în curugol, între buruieli. Așa e, Maria, e fain, așa. Acum chiar că zână, uite, cu ie din asta de zâne. Gata, pozele au ieșit superbisime! Doamne, cât îmi plac! Eu după fiecare ședință zic aceeași chestie, că au ieșit superbisime pozele. Mă rog, după fiecare ședință cu Maria, că pozele de ieri n-au ieșit senzațional. Au ieșit chiar boring. Dă să mai iau și eu chestii, dăm pălăria eventual. Și ce mai am de luat? Unde-i sacul? L-am lăsat la mașină, așa-i? Mai unde mergi încolo? Vrei să mai fac poze? Ah, nu, hai. Merem cătăcăși. Cătăcasă cu noi, că e târziu. Doamne, ce frumos e cerul, ce frumos e aici, ce frumos e. Ce frumos e, maci. Uitați-vă ce frumos e. Gata, v-am arătat tot, putem pleca. Am fost să-mi fac în sfârșit unghiuțele, era și timpul. Doamne, le-am făcut mof cu un pic de clipori în ele. Ah, ce happy că în sfârșit am unghii decente. Hai să mă pun să mănânc. Văd că arată tare bine meniul de astăzi. Am mers tot pe varianta veggie și am așa. La micul dejun porridge cu lapte, miere și piersici. La prânz supă cremă de conopidă și orez cu linte care arată tare, tare bine. Iar seara o salată. Și mai am gustare un măr. Pe asta mi-e super, super poftă. Îmi place mult. Hai că n-am apucat nici azi să filmez mai nimic. Am fost într-un dute vino continuu. Foarte mult am avut azi de muncă și din păcate n-am prea reușit să fac tot ce mi-am propus. Încă e ora... Aoleu, stai să văd dacă trebuie să merg după Raia, să nu-mi uit copilul la antrenament. De obicei merge soțul, dar sun eu din timp. Hai că sun să vedem dacă merge el sau trebuie totuși să mă duc eu să-l iau de la antrenament. Am venit eu până la urmă după Raian. Soțul meu uitase. Mă rog, uitase. El a zis că n-a știut, deși în fiecare zi el trebuie să-l ia de la antrenament. Eu îl duc la școală, îl duc de la școală, îl duc la antrenament și el când termine treaba trebuie să treacă să-l ia de la antrenament. A zis că n-a știut. Dacă nu îl sun sau dacă nu-i spun dimineața, el nu știe și mă enervează chestia asta pentru că Ryan zilnic are antrenament și ar trebui deja să știe că de un an avem același program.
Dar da, mă cam enervează că a trebuit să vin eu după el, ca să fiu sinceră, pentru că am pierdut astăzi aproape 3 ore în trafic și mai pierd acum 45 de minute, când aș avea o grămadă de chestii de făcut, mai trebuie să fac niște story-uri și să le postez azi. Și mă enervează că se cam duce lumina și mă enervează și faptul că petrec mult prea mult timp în trafic și de aceea nu reușesc să termin tot ce am de făcut. Da, m-am plâns destul, e suficient. Hai că eu sunt mulțumită, m-am mai descărcat. Numai bine, ai trimit la soțul meu video direct ca să nu mai explic încă o dată ce mă deranjează. Îi trimit clipul, hopa. Îi trimit clipul pe WhatsApp. Doamne, tot scap ăsta, deja mă doare mâna de la cum țin telefonul. Da, deci cam asta e treaba cu statul în trafic. Cred că asta e și motivul pentru care nu reușesc să fac tot ce îmi propun și la finalul zilei mă enervez, dar fac câteodată, deși cred că v-am mai spus, dus, întors și câte 6 drumuri. Azi, de exemplu, am făcut 6 drumuri de dus întors. M-am dus la unghii, m-am întors, l-am dus pe Ryan la școală, m-am întors, m-am dus după Ryan la școală, m-am întors, l-am adus pe Ryan la antrenament și acum îl iau. Deci, 6 drumuri și traficul e groaznic. Vă mai spuneam că se reabilitează sau cum se spune, reabilitează? Se reface o stradă principală, au scos tot de la fundație, tot, tot, tot se lărgește, cred. Și foarte mult de lucru pe ea, de 2 ani tot lucrează, drăguții de ei, ce simpatici și hărnicuți. Cred că o să o termine la anul și la mulți ani, dar strada aia, șantierul ăla încurcă foarte mult traficul și din cauza asta se aglomerează destul de tare. Deci toți copiii ies, numai Raia nu. Unde-i copilul meu? Hai că acum îl văd venind. Pe țuțulețul mic. Credea că-i Dadi și de-aia mai stă să mă joc. De ce credeai că-i Dadi? Dacă-i Dadi, de ce mai stai Păi să te Dadi joci? mă mai lasă. Da. Că mai stă Și să m-a mă mai tot peste. timpul grăbită. Hă? Păi tai că t-au uitat că trebuie să te ia el. Deci și Raian știe că trebuia să-l ia taică sau numai taică sau nu știe. Meniurile de azi, unul pentru mine, unul pentru Raian. Avem dimineața ochiuri de ou cu spanac, la prânz ciorbă de perișoare cu curcan, frigărui de pui are Raian cu cartofi gratinați și eu am chili con carne și orez și seara avem pulpe de curcan cu piure de conopidă. Plus avem niște biscuiței sau ce mai avem la baton de cereale cu caju avem ca și gustare. Mergem la deschiderea unui nou magazin mai geisha și abia aștept să-l văd. Nici nu m-am parfumat. Nu m-am parfumat pentru că o să mă parfumez acolo. Vreau să testez unul dintre parfumurile noi, să văd dacă mi-l pun așa pe corp, cum mă împac cu aroma. Am ajuns la noua locație. Hai să vedem, Doamne, ce fain arată! Oh, mamacita, mamacita! Ia uite și noile parfumuri. Vai, dar ce fain arată magazinul! Foarte luxos! Uite-o pe Claudia! Hello, Claudia! Ciao! Toată lumea se vede aici, toată lumea se pupă! Uite-mă și pe mine, în toată splendoarea mea! Mi-am aranjat în sfârșit părul, l-am întins cu placa și asta mi-i ținuta. Și haideți să vă arăt de aici niște preferate. Deci, scrubul ăsta cu manuca îi ceva după care eu mor. Deci, oricum eu sunt fan scrub-uri, dar ăsta îi superbisim. Și ăsta iar îmi place foarte mult. Ăsta. Este un body butter cu mango care miroase tare bine. Și uitați-vă la ăsta cât e de frumos, bath gel, în sticlă de sticlă, domne cât de frumos arată. Și ăsta e parfumul cu care vreau eu să mă parfumesc, pe ăsta vreau să-l testez. Hai să filmez dulciurile până nu dă lumea ia maniere, doamne cât de frumos arată și îmi place așa tematica. Totul e pe bej, cum ador eu, bejuri și marouri. Doamne, deci astea arată, yummy! Am plecat de la eveniment, a fost tare fain să mă văd cu fetele, să mai povestim un pic. Am mirosit parfumuri, mi-am și luat unul, mi-am luat Ginger and Tonka. Oricum îmi era deja gândul la el de când l-am testat acum vreo 2 săptămâni. Și da, l-am luat. O să consider parfumul cadou de ziua mea, de la mine pentru mine. Mai ales că anul ăsta
nu o să-mi iau un cadou din ăla super fancy. În fiecare an îmi iau ceva mai nu știu, mai luxos, ca să spun așa. Anul ăsta nu s-a întâmplat. Aș fi vrut o gentuță de la Louis Vuitton, absolut superbizimă, dar nu au la magazinul din București. Din păcate nu se poate aduce nici pe comandă, nu este nici online. Oricum nu pot să fac la Louis Vuitton shopping online. În România nu se poate, sunt câteva țări în care se poate, dar foarte puține. Așa că am rămas cu buzuțele așa umplate și supărate, așa. Și da, aia e. Mă gândeam și la niște cercei, dar și cercei de la Chanel. Și din nou, Chanel n-are shopping online. Adică am supus la vot, era între Dolce & Gabbana și Chanel. Și voi ați votat Chanel-ul și, sinceră să fiu, îmi plac și mie mai mult cei de la Chanel. Cei de la Dolce & Gabbana i-aș putea comanda. Dar mai bine aștept până la vară, când mergem în Turcia și acolo poate am noroc să-i găsesc în magazin. Sunt vreo 2 sau 3 magazine Chanel și s-ar putea să-i găsesc acolo. Da, cam asta e ideea cu cadoul de ziua mea. În rest, nu știu, încălțăminte, m-am uitat și la încălțăminte, n-am văzut nimic așa să zic, wow, uite, ăștia sunt superbisimi, pe ăștia îi vreau. Este așa, sunt drăguței. Dar nu bine să dau atâția bani. Dar geanta asta de la Louis Vuitton, deci cât e de frumoasă. Și am zis la băiat să mă anunțe dacă o aduc în magazin, că e frumoșică. Nu știu de ce presimt că geanta asta o să fie în genul multipoșet, adică foarte greu de pus mâna pe ea. Deși nu am văzut-o la nimeni, deci n-am văzut-o pe online, n-am văzut-o nicăieri. Pur și simplu am intrat pe site cu gândul să-mi iau ceva drăguț de ziua mea și a fost singura geantă de care m-am îndrăgostit iremediabil. Am zis, de prea frumușică. Este modelul Twist, dar are o baretă sport. Și atunci merge și casual și elegant. Poți să detașezi bareta sport și să o faci elegantă și so pretty. Dar da, n-a fost să fie. Poate pe viitor. O să primesc cadoul meu în iulie, poate ar fi bine. Deci dacă ar aduce-o până în iulie în magazin, ar fi perfect, dar nu prea cred. Da, da, bine, cam atât am vrut să zic. Intru în casă, mă schimb și fug la sală. De fapt, prima dată trebuie să aflu de la ce oră e filmul, să văd dacă am timp să ajung și la sală. Da, deci începe filmul la 9, nu mai ajung la sală. Mă pun să... Deci am mâncat niște chestii, niște eclere la eveniment atât de bune. Mamă, de la Andaluzia erau dulciurile. I-am adus și lui Ryan un ecler și un macaron și Ryan a zis că e foarte bun eclerul. Macarons nu-i place. Lui nu prea-i plac dulciurile, dar și el a zis de eclerul ăla. Era ceva ecler cu fistic, dar Doamne cât de bun. În viața mea n-am mâncat ecler atât de bun, jur. Deci în viața mea n-am mâncat ecler atât de bun. Erau din alea mici, mini eclere. Acum îmi încălzesc și mâncarea. Da, mi-am făcut de cap astăzi cu dulciurile, dar nu-mi pare rău. Și-am meritat caloriile din plin. Doamne, deci ce chestie s-a întâmplat? Doamne, nu pot să cred că n-am bănuit nimic. Deci, prietena mea m-a sunat zilele trecute și a zis, uite, s-au deschis cinematografele, hai să mergem la un film. Bine, am zis, hai să mergem. Ce film? Ai, unul îmi place mie, actorul, hai să mergem la ăla. Bine, am zis. Până la urmă, zice prietena mea, vezi că am schimbat filmul, am luat la altul, că ăla era cu un pușcătur, nu știu dacă mi-ar fi plăcut, am luat la o comedie, cu Robbie De Niro era. Bine, am zis, mergem la orice, numai să ieșim din casă. Și ne-am dus noi la film, am ieșit de la film, m-a rugat să trec pe la farmacie, să ia ceva, era deja ora 11 când am ieșit de la film. După aia la farmacie și-a dat seama că a uitat portofelul la cinematograf, că și-a pierdut geanta, și-a scăpat geanta pe acolo. I-am întors la cinematograf să-și ia portofelul, l-a găsit și am venit acasă, la care zice ea, pe drum a sunat-o soțul ei și zice, vezi că soțul meu e la voi, hai că vin și eu cu tine să-l recuperez de acolo. Mă gândeam, băi, la ora 11 ăsta a venit la noi, n-a treaba lui. Zic, dar copiii unde? Zic, că eu lăsat la mama, dorm acolo. Mi s-a părut tot pic ciudat, da, nu ieși din comun, pentru că na, noi ne vizităm destul de des, deci nu e ceva foarte, foarte ciudat. Ajungem acasă, la care prietena mea zice, hai că mai stau și eu 3 minute. Fiind destul de târziu, poate că era un pic ciudat, dar nu știu, n-am stat să mă gândesc. Am zis, ok, hai mai stăm un pic,
Intru în casă, curățenie, frate, și mâine vine femeia la curățenie. Chiar m-am mirat că soțul meu a spălat vasele, a strâns de prin casă. Și m-am bucurat că el a zis, ai, ce fain, uite că a făcut curățenie de ziua mea, pentru că, practic, ziua următoare era deja 12 fără un pic și ziua următoare ar fi fost ziua mea și am zis că, uite ce surpriză frumoasă mi-a făcut. La care soțul meu zice, păi am făcut curățenie că a venit, da, prietenul nostru la noi. A, am zis, oh, ce fain! Și la care zice soțul meu, dar ai văzut ce-a făcut Traian pe terasă cu ce-o dat jos? Am zis, cu ce-o fi, dar ce-o fi făcut, ce nebunii? Și când deschid terasa, încep artificiile, Doamne, și erau prietenii noștri pe terasă și Raian cu un buchet imens de flori, Doamne, deci nu mi-au venit să cred. Și nimic n-am bănuit. Deci, nici când o deschis ușa de la terasă, eu nu bănuiam. Eu mă așteptam să văd ceva nebunie făcută de Raian, Doamne, și m-am și speriat când au început artificiile, pentru că eu mă așteptam să văd ceva rău, ce boacă n-o mai fi făcut Raian. Și când au explodat artificiile alea, m-am gândit așa pe moment, Doamne, dar ce-o făcut? Da, a fost foarte faină surpriza, deci chiar m-am bucurat și n-am bănuit nimic, dar nimic, nimic n-am bănuit. Foarte fain. Și zicea prietena mea, dar nu ți-ai dat seama că tot trag de timp, că asta nu-și uitase nici portofelul, dar ea trăgea de timp pentru că domnul cu artificiile nu terminase. O mai stat și la baie vreo 10 minute, o așteptam acolo, mă gândeam, ce face fata asta atâta la baie, ce se întâmplă acolo? Deja mă gândeam, păi dacă o prins-o cineva acolo în baie, că era ora 11 când am ieșit, eram doar noi în mall. Deci, da, faină surpriză. O să inserez așa câteva cadre. Oricum era întuneric, nu se vede foarte bine filmarea, dar m-am bucurat. Mulți ani mie! Petrecere chef, nu mai a fost ieri, mă rog, n-au stat foarte mult. Nu pot să le zic invitați, că nu i-am invitat eu surprinzătorii, da, mă pregătesc să merg la căluț, mă duc să-l văd pe Bill, cel dulce și frumos, sper să merg azi la trap, data trecută am mers, dar foarte puțin, sper să merg un pic și de data asta, mi-e tare dor de Bill. Scumpul de el, cochișorii lui ăia mari. Azi o să se și filmeze, o să vină de la televiziune și o să filmeze câteva cadre. Mi-a sunat băiatul care are hergelia, sau cum se spune, manejul, mă rog, care are cai, să ne întrebe dacă suntem de acord să ne filmeze, pentru că se nimerește fix atunci televiziunea. Și am zis, da, sigur, nu-i nicio problemă. Da, o să fie, cred că o să fie fain. Din păcate, nu mai reușesc să filmez. Fix la prima ședință am reușit să filmez 2-3 cadre, dar de cele mai multe ori se întâmplă să cobor chiar eu prima de pe cal. Ne dă jos în funcție de cum urcăm. Dacă eu urc prima, cobor prima. Și atunci nu știu dacă o să mai reușesc să filmez ceva. Oricum, altă dată aduce toți caii deodată și urcăm și coborâm deodată de pe cai. Deci, nici nu vreau să abuzez de nimeni pe acolo, să-i pun să mă pozeze și să mă filmeze în continuu. Și, din păcate, degeaba pun telefonul pe trepied, pentru că suprafața e foarte mare și o să se vadă de departe. Poate data viitoare aduc trepiedul și pun camera să filmeze. Nu cred că o să-i deranjeze, dar nu știu dacă o să se vadă mare brânză și dacă o să se vadă bine. Poate câteva cadre o să se vadă mai de aproape. O să văd. Poate duc totuși data viitoare trepiedul. Acum, dacă vine și televiziunea, n-are rost să-mi duc și eu trepiedul și să mă pun să filmez pe acolo. Dar da, super entuziasmată. Let's go! Hai să vă arăt florile de ieri, că ieri deja era întuneric, nu se mai vedea bine la lumina becului. Hai să vă arăt florile și tortul. Asta e macheta de la tort. Aici deasupra era pus tortul comestibil. Asta e doar polistiren ca să pară mai mare și mai
fastos. Aici sunt niște flori pe care le-am primit de la fratele meu și iubita lui, foarte frumoase, fix bujorii care îmi plac mie. Cred că mâine o să-mi fac niște poze cu ei. Aici am 35 de trandafiri de la soțul și copilașul meu, de la iubirile vieții mele, 35. Cu ăștia vreau să fac poză astăzi. Prima dată când primesc atât de mulți trandafiri. După călărie am luat și o pauză de masă. Ia uitați-vă ce bine arată puiul ăsta. O, oh, mamă! Și avem o salată crispy și da, eu cu Elena avem salată cu brânză. Gata cu mâncatul, gata cu călăritul. Am ajuns acasă și m-am pus la laptop. Vreau să editez vlogul. Sper să reușesc să-l postez astăzi, dar nu știu. Planul ar fi fost să editez aseară din el o parte, dar aseară, cum s-a întâmplat surpriza, n-am mai reușit să editez nimic. Astăzi, iar am mai ieșit și la masă, am zis dacă îi să-l termin bine, dacă nu, îl postez mâine. O să fac o excepție de la programul meu de vineri și o să-l postez sâmbătă, dar poate reușesc. Totuși am editat deja o parte zilele trecute. Dacă mai editam și aseară, aș fi fost astăzi clar gata cu el. Dar vedem, vreau neapărat să ajung și la sală, pentru că săptămâna asta am fost o singură dată și nu știu ce se întâmplă, dar numai nu fac timp de sală, ceea ce nu-i bine, mai ales că a venit vara și... a venit vara și trebuie să fim fit, adică eu aș vrea să fiu un pic mai fit, mai ales în zona stomacelului. Na bun. Nu v-am zis de călărie, vai, vai, deși fain a fost astăzi. Am reușit să stau în sfârșit în picioare, chestia aia ce cred că vă spuneam eu cu sus, jos, sus, jos, și trebuia să mă mențin în picioare câteva secunde sau chiar mai mult, nu reușeam nici cum. Am reușit de data asta, m-am menținut și în picioare și cu mâinile așa la orizontal. Din păcate n-am putut să filmez. Am fost prima care a coborât de pe cai. Dacă îl dădea pe Ryan mai repede jos sau pe Elena, îi rugam să filmeze un pic, dar am fost prima care a coborât. Dar nu-i mai las că data viitoare poate reușesc să filmez câteva cadre. Deci ce fain a fost! Am mers un pic și în la trap. Atunci fac mai ușor, sus, jos, sus, jos, dar destul de puțin. Ne-a lăsat astăzi mai mult, probabil și din cauza sau datorită faptului că se filma. Am stat aproape o oră și a trecut atât de repede ora, deci chiar vorbeam cu Elena și am zis că poate ar fi fain să vorbim cu ei și să facem ședințele de câte o oră. Dacă tot facem drumul până acolo, clar să plătim un pic mai mult și să facem ședințele mai lungi. Sau măcar 45 de minute, parcă jumătate de repede. Nu știu ce cu mine, am ajuns la 35 de ani și nu mai știu vorbi. Mă rog, eu niciodată n-am știut vorbi, dar aia e partea a doua. Deci, parcă jumătate de oră trece mult prea repede. Da. Ok, gata, vă las. Mă pun pe treabă. Cu editatul n-are rost să mă mai chinui. Din jumătate în jumătate îmi sună telefonul. Și, da, chiar n-are rost. Nu o să termin până diseară de editat. Dar... vreau să merg la sală, așa cum am spus, neapărat, și vreau să fac și poze cu florile, că odată pe an primesc și eu o flor și să vadă toată lumea de pe Insta. Adică dacă nu vede lumea de pe Insta, e ca și cum nu le-ai fi primit. Glumez, mă rog, dar acum îl știu pe soțul meu și cât de rar îmi ia flori, trebuie să profit la maxim de astea. Și mi-aș face poze și cu bujorii și cu trandafirii și azi aș face poze cu trandafirii și mâine cred că o să fac cu bujorii, sau vedem. Dar, da, mă gândesc cum să fac, să mă duc și la sală, să mă și întorc, să fac și poza. Cred că fug acum la sală. Pe Ryan l-am lăsat la antrenament. Deci fug la sală, mă întorc, mă machiez, fac un duș, mă machiez și mă pun să fac pozele. Deci mi se pare că vlogurile mele sunt toate cu mine vorbind. Și parcă nu filmez nimic din acțiune, numai vă povestesc ce o să fac, dar niciodată nu filmez exact ce fac. De ce? Nu știu, nu prea. Dacă ar fi cineva după mine să mă filmeze tot timpul, ar fi mult mai ușor. Mai am și cadouri de desfăcut, dar nu o să le desfac astăzi, pentru că nu mai apuc, o să se ducă și lumina. Las desfăcutul cadourilor pe duminică. Duminică pentru că mâine iar o să fiu destul de prinsă, adică mâine am activități cu familia și îmi iau un pic mai mult desfăcutul dacă și filmez. Dacă doar aș desface așa cadourile...
N-ar fi mare lucru. Mă rog, mă refer cadouri, adică... Ce genibilă, deci stai că trebuie să vă explic. Săptămâna asta am lăsat toate pachetele de PR nedesfăcute și le consider cadou de ziua mea. Am mai primit cadouri și de la prietene, dar am zis hai să las și pachetele astea de PR și să le desfac pe toate odată. Așa cum am mai făcut de Crăciun, mi se pare ceva de genul ăsta. Și atunci, duminică, facem un fel de unboxing și vă arăt și ce am mai primit așa în ultima perioadă. De obicei, așa fac de ziua mea. Înainte făceam clip, de data asta o să inserez toată nebunia în vlog. Da, bun. Cam atât. See you later, alligator. Guys, din păcate am pierdut filmările de sâmbătă și de duminică. Mă rog, de sâmbătă mai am unboxing-ul. O să-l pun imediat pentru că am filmat cu aparatul. De regulă filmez cu telefonul, nu mai car aparatul cu mine. Îmi place foarte mult cum filmează telefonul și atunci este foarte practic. Însă mi s-a bușit telefonul și deocamdată nu am acces la absolut nimic de pe el. Mi s-a negrit ecranul. O să vedeți în vlogul de săptămâna viitoare. O să vă explic acolo exact ce s-a întâmplat. Și până luni nu știu dacă pot să recuperez ce mai am pe el sau nu. Rămâne de văzut. În cazul în care pot să recuperez filmările, poate că o să le inserez în vlogul de săptămâna viitoare. Din păcate, asta este. O să fie vlogul un pic mai scurt. Vă inserez acum partea de unboxing, ca norocul. Pe aceea am filmat-o cu aparatul și atunci e intactă. Pe aceea o am. Dar, da, în rest, ce să zic, sâmbătă am ieșit la restaurant cu prietenii. Duminică nici măcar nu mai știu ce am făcut, habar n-am fost până la karting cu Raian și în rest cred că n-am făcut mare lucru, dar da, îmi pare rău. Așa cum v-am promis de dimineață, am revenit cu unboxing-ul, mi-am pus aparatul de data asta, parcă îmi e dor să filmez așa cu aparatul pe trepied, mai formal, cum filmam înainte. Dar, da, by the way, a fost tare bună mâncarea. Mamacita, am mâncat ceva salată de linte cu nuci caramelizate, cu rucola, cu, nu știu, foarte bun, chiar foarte bun. Și avea sos de curmale. Delicious. Am ciugulit și un pic de frito miso de la soțul meu. M-am răsfățat, am băut și câteva guri de cola, dar de fapt... Am băut un cola întreg, ca să fiu sinceră, dar de ziua mea se iartă și se acceptă. Bine, ieri a fost ziua mea, am băut și ieri câteva guri de cola, dar lăsați-mă în pace să mă bucur de tinerețea mea, îmbătându-mă cu cola. Eu nu beau alcool, dar beau cola. N-am băut alcool nici măcar de ziua mea. Bun, hai să desfacem cadourile și, exact ca în anii trecuți, o să desfac atât cadouri primite de la prieteni, și familie, de fapt de la familie nu prea am, dar și pachete de PR primite în ultima perioadă. Anii trecuți făceam în ultima lună, de data asta nu mai. O să vă arăt ce am primit cam în ultima săptămână, ceva de genul. Majoritatea nedesfăcute, nedespachetate, deci o să fie surpriză și pentru mine. Mamăsita! Dar... Da, hai să-i dăm drumul și o să încep cu pachetele de PR și o să încep cu My Geisha. A fost foarte fain evenimentul lor, așa că hai să vedem și ce am primit. Am aici o cutiuță, hai să vedem ce-i înăuntru. În primul rând trebuie să spun că miroase foarte bine în cutia asta. Cred că ei parfumează, pentru că ei de obicei parfumează și pungile. Deci am aici un gel igienizant My Geisha. Haideți să vă spun cum miroase. Alcool. Miroase a dezinfectant. Aici am un spray igienizant, îi spune Dr. Clean. Este cu aloe vera, deci e și hidratant. Am o mostră de parfum Overdose. Ce bine miroase! Doamne, deci ador parfumurile lor. Îți dat acum cu ceva parfum, cum am fost și eu ieșită în lume, dar... Parcă aș mai da cu un pic pe aici, pe acolo. Bun, mai am aici o mască hidratantă. Moisture Mask Aroma Blend cu roz de la Champrin. Am și o mască de pus pe față, probabil pentru cei care nu aveau. Și mai am aici o mască de la Coje. Aquamask și te-i spune.
Ce drăguț, ce drăguț. Mulțumesc, Maghișa. Trecem mai departe, că mai am o plăsuță de la Maghișa. De fapt, mai am două, dar pe una mi-am cumpărat-o eu. Avem așa, trei mostre de parfum. Overdose, Rehab și Foreplay. Astea sigur vor ajunge la soțul meu, că el e obsedat de mostre de parfum și îi plac foarte mult parfumurile Maghișa. Și tot timpul mă întreabă, nu mai ai mostre Maghișa? Mai am aici o mască, Hydrogel Mask Snail. Cu, o secundă că știu, dar procesorul merge mai greu la ora asta. Cu melc, creu fost. Ok, și mai am trei produse. Plus o scrisorică, deci ce drăguț, ia uitați-vă că e personalizată, chiar scrie, dragă Laura. Aia sunt eu, pe mine mă cheamă Laura. Bun, aici mai am un serum cu vitamina C, 14% plus ferulic acid. O să întreb dacă am voie să le folosesc. O să întreb pe doamna doctor Elena Popa, cea care se ocupă de fața mea. Deci de când urmez recomandările ei, nu am mai avut acne. Sunt atât de încântată, doar că m-am cam plictisit de aceeași rutină și nu știu, poate o să o întreb. Așa, dacă aș putea să mai introduc și alte chestii încet, încet. Aici avem Caffeine Hydrogel Eye Patch. Me gusta eye patch-urile. Eu le pun de obicei înainte de make-up, pentru că hidratează foarte fain zona de sub ochi și atunci concealerul se întinde dumnezeiește. Și aici avem Hydrating Cream cu niacinamida, vitamina E, acid hialuronic, super antioxidant cocktail. Ultra glowing, îi spune, și este pentru toate tipurile de ten. Mai departe, ce mai avem aici? Hai să rămânem la Maghișa și să vă arăt ce mi-am cumpărat eu de ziua mea, deși cred că v-am spus deja, nu mai rețin, sincer. Deci la 35 de ani m-am băbit de tot, de nici nu mai știu ce am vorbit acum două zile. Deci mi-am luat ginger and tonka. Ia uitați-vă ce drăguț e ambalajul, vine așa, pam, pam, și îl deschis. Și uitați-vă ce faină e sticla, are aici și sticla asta de la Maghișa. Foarte, foarte drăguț. Deci ăsta e parfumul despre care vă ziceam eu într-un alt vlog că are în compoziție Oreo. Oreo! Cu ăsta pot să mă dau că tot cu ăsta m-am făcut astăzi, deci nu amestec nimic. Bun! Ce bine miros! Îmi place despre mine. Ok! Mai departe, ce mai avem aici? Pachete de PR. Am un pachet primit de la MyProtein. Mă rog, am avut un voucher și mi-am comandat eu ce am vrut și am considerat că este cadou de ziua mea, deși n-avea nicio legătură. Aveau ei o promoție și au dorit să vorbesc și eu despre promoțiile respective și m-au recompensat cu un voucher. Mi-am luat și dulciuri, dar nu le-am adus aici cu mine. Același cookie proteic de care vă tot spun de ani de zile, Baked Cookie spune, e genial, dar pe lângă gustările proteice mi-am luat și niște echipamente de sală și mi-am luat destul de multe, le-am prins la reducere și am zis să profit, frate. Mi-am luat așa, trei bustiere și o pereche de pantaloni. Deși eu rețineam că mi-am luat două perechi de pantaloni, dar atâta le-am învârtit acolo în coșul de cumpărături, încât nici nu mai știu exact ce am comandat. Încep cu bustierele și o avem pe aceasta cu un pic de roz. Tare drăguțică, scrie aici mai pe, e verde și roz. Mi se pare faină combinația asta de culori. Eu, de regulă, de la ei îmi iau mărimea S. Am aici tot o bustieră roșie. Deci uitați-vă ce fain e roșu ăsta. Mama, scrie tot așa mai pe. Și mai am o bustieră verde, din câte rețin. Exact! Asta e verde. Deci astea două au ca material bumba, în proporție de 95% și 5% elastan. Și asta are 77% poliester și restul este elastan. Deci asta are materialul acela mai fin, un pic gen de sală, și astea sunt bumbac, bumbac. Și aici am pantalonii, ia să-i vedem, am și uitat sincer cum arată. Așa, îmi place foarte mult mie verdele ăsta. Foarte, foarte mult. Și aici jos, cu un verde un pic mai neon, avem imprimat mai pe.
tare făinuți. Sper să-mi fie buni. Îs cumva la ei între S și M. M-ul este un pic mare, S-ul este un pic mic. Eu încă visez să mai slăbesc vreo 2 kg, dar cu visul ăsta îs de 2 ani. Trecem mai departe și am aici un pachet de la Boys and Berries. Deja uitați-vă cât e de drăguț împachetat, îl ador. Deja știu ce e înăuntru pentru că am văzut la fete pe Insta și mi se pare chiar foarte, foarte fain conținutul cutiei. O să-l desfacem acum împreună. Cât de fain arată înăuntru, e mob! Și scrie aici, follow me to Marrakesh. Eyeshadow palette. Bun, și paleta trebuie să săpăm un pic după ea. Oh, ce fain arată! Vai, cât e de fain ambalajul! Ah, stai că mai am aici ceva. Am și un primer. Nice! O să desfac prima dată primerul, că e mai puțin interesant. E un primer beige. Ia să vedem. Seamănă foarte mult consistența cu un concealer. Fain, o să-l încerc. Abia aștept să văd cum se comportă pe ochi. Și avem aici superbitatea de paletă. Deci îmi place maxim și cutia în care vine ambalată paleta. Sunt foarte entuziasmată de paleta asta. Eu mă entuziasmez la farduri ca un copil mic la dulciuri. Deși am 11.000 de farduri, 11.000 de palete și chiar dacă am palete mult, mult mai scumpe decât cele de la Boys and Berries, eu tot mă bucur de ele. Și acum deja știu cum arată înăuntru, repet, am văzut la fete pe Insta, dar e nebunie, credeți-mă. Doamne, deci uitați-vă la ele cât de faine nuanțele! Red City ăsta îi nebunie. Și Jasmine arată foarte fain albastrul ăsta, deci mâine, mă rog, mâine cred că nu, pentru că am de alergat prin oraș, n-am nimic de filmat, dar cu prima ocazie, când am ceva de filmat sau trebuie să fiu mai prezentabilă, pe asta o folosesc. Bun, trecem mai departe la un pachet de la Max Factor. Și ia uitați-vă, voi aici, cât de fain vin împachetate produsele. Deci mor! Am aici 3 fonduri de ten, Miracle Second Skin, pe care abia aștept să le testez. Am un rimel, îi spune Clump Defy și mai am 8 nuanțe ale rujului Color Elixir. Și după ce termin de desfăcut toate cadourile, vreau să mă spăl pe mâini și să fac swatch atât la rujurile Max Factor, cât și la paleta de la Poison Berries. Dar continuăm cu desfăcutul pachetelor, pentru că mai avem destul de mult. De la Miss Boutique am primit o pereche de pantaloni scurți pe care i-am desfăcut deja, pentru că eram tare curioasă să-i văd. Îmi place foarte mult genul ăsta de croi, îmi place mult și culoarea și abia aștept să-i port. Plus am primit împreună cu pantalonii și un pachet de Raffaello, ce drăguț! Și erau tare frumos împachetați, cei care mă urmăriți pe Insta se poate să fi văzut pe story unboxing-ul. Mai am 2 pachete, ambele sunt de la același brand, după care trecem la cadourile de la prieteni și familie. Ok, ultima comandă, să spunem așa, este de la About You. Am avut un voucher și mi-am luat o grămadă de chestii drăguțe și abia aștept să le desfac. Nu le-am văzut încă și am ceva emoții. De fiecare dată când îmi vin coletele de la About You, sunt mega nerăbdătoare. Oh, mamasita, mamasita! Bun, așa cum spuneam, îs 2 colete. Aici am 4 produse, din câte mi se pare. Da, avem așa, un sutien magic. Așa cred că îi spune. Îi zice Magic Body Fashion. Și este un sutien cu un decolteu foarte adânc. Eu nu port rochii foarte decoltate, dar îmi place la cămăși să las un pic mai mult nasturi descheiați. Mi se pare mai casual, mai relaxat, un look în care cămașa este mai descheiată. Sper că mi-am nimerit mărimea, dar da, urmează să-l probez și să văd exact. Mi se pare un pic cam larg aici în partea de jos, dar cred că o să-mi fie bun. Cam așa arată el. Și da, sexy, sexy. Hai că vedem. Mai departe am o chestie ciudată pentru About You, pentru că este o chestie de home decor. Este un coșuleț în genul ăsta. Hai să-l desfac. Era destul de ieftin, ca să spun așa, și mai rămăsese o sumă pe voucher și am zis ce să iau, până la urmă m-am hotărât la coșulețul ăsta. Vine fie așa, în genul ăsta, mai scurt, fie așa, mai înalt. Deci chestiile astea se bagă înăuntru și atunci îl faci fie sus, fie jos, cum
ți se potrivește mai bine. Are aici o căptușală care se pune la interior, o să o pun și eu. Așa arată cu căptușala, aici scrie About You și înăuntru scrie Have fun with everything inside about you. Tare faină chestie, mi se pare tare drăguță, chiar îmi pare bine că l-am luat. Trecem acum la haine și prima este o cămașă. Deci materialul îmi place maxim, e mult mai fain materialul decât mă așteptam. E foarte moale și foarte subțire. O să meargă perfect vara cu mânecile suflecate, doamne, și nuanța e foarte faină. Asta e de la Gina Tricot. A fost destul de ok prețul și pe lângă asta, stați că am iar cod de reducere și nebunii. Codul meu, Caraba5, o să-l afișez și aici, vă oferă o reducere de 5% peste reducerile deja existente pe site. Deci, cei de la About You au acum o mega campanie de reducere, iar pe lângă reducerile de pe site, folosind codul meu, aveți o extra reducere de 5%. Nu o să dureze mult campania asta de reduceri, codul meu este valabil doar 2 zile, în 11 și 12 iunie, iar campania de reduceri cred că ține până duminică, ceva de genul, dar nu sunt sigură. După care prețurile din nou revin la normal. Așadar, dacă vă place ceva, profitați, pentru că nu sunt reduceri definitive. Adică nu e ca la Zara, unde odată intrate reducerile, produsele rămân reduse. Aici intră reducerile 3 zile, după care revin prețurile inițiale. Deci, dacă vă place ceva, profitați. Eu în descriere o să vă las link spre fiecare produs, în caz că vă place ceva, puteți să folosiți linkul direct, să vă fie mai ușor să-l găsiți, pentru că au foarte, foarte multe produse, dar vă recomand și să căutați voi, pentru că sigur o să găsiți chestii care să vă placă. Hai că m-am dat un pic mai în spate ca să am un cadru mai larg, să vedeți mai bine hăinuțele. Mai departe am tot o cămașă albă, super drăguță, de la River Island. By the way, pe About You găsiți mai multe branduri. Au și brandul lor, dar au și produse de la o grămadă de branduri, chiar și branduri sport, Nike, Puma, o grămadă. Intrați acolo și o să găsiți tătătie pentru toți. Ok, asta mi-a plăcut mult pentru că are blazon. Deci eu sunt nebunită după blazoane. Am văzut și anul trecut în Zara un sacou cu blazon și așa rău îmi pare că nu l-am achiziționat. Încă tânjez după el, dar aia e, am destul de sacouri. Sănătoasă să fiu să le port. Asta e și un pic crop, cămășuța, din nou o chestie care îmi place maxim. Deci când o să treacă trendul cu cropurile, eu nu știu ce o să fac, pentru că am garderoba plină de articole crop. Da, drăguță, abia aștept să văd cum stă pe mine. Și ia spuneți cu mine ce avem aici, un pic de culoare. Da, m-am abătut de la alb și bej și maro și am dat un pic pe culoare. Eu oricum vara port destul de des albastru din ăsta, dar stați că mai am și alte chestii colorate. Da, asta este așa cu două volănașe. Eu zic că e tare drăguță, dar din nou trebuie să o calc un pic și să văd cum se așează pe mine. M-am panicat un pic, am crezut că a venit doar un articol dintr-un set, dar nu, sunt amândouă aici, stau liniștită. Hai să le și vedem. Ce frumușel! Îi, tu l-ai vetă! O, oh, mama mia! Ia uitați-vă! Doamne, deci de ce n-am abdomen? Așa zic, de parcă nu eu l-am comandat. Eu l-am comandat cu gândul că îmi fac abdomen vara asta. Nu-s departe, nu mai am mult, dar... Cât e de pretty! Cu mânecile astea bufante! Doamne! Deci mă și văd în lanul de grâu, posând cu crop topul ăsta. Superbisim! Și vine la set cu o fustă. Este de la Naked. Să vedem și fustița. Așa arată. Parcă nu prea îmi place fustița. Adică aveau alte fustițe mult, mult mai faine. Dar în set, eu zic că o să arate tare bine. Apropo de fustițe, doamne, deci am găsit atât de multe modele faine. Abia m-am abținut să nu cumpăr numai fustițe. M-am limitat la două, dar am văzut multe, multe faine. Are niște pliseuri, atât topul cât și fusta. Și materialul este brodat. Și stați că știu exact cum îi spune broderie englezească. Voi m-ați învățat. Iar acum articolul cel mai nebun, oricum, la cât zi o de nebună, între ghilimele, să nu vă așteptați la cine știe ce, dar culoarea este nebunatică.
Un orange, un portocaliu super, super puternic. Îmi place maxim nuanța. Deci e un portocaliu atât de frumos. Și este o rochie destul de lungă. Cred că vine până pe la jumătatea gambei sau chiar până la glesna. De la Le Guerre. Îmi plac foarte mult produsele Le Guerre. Frumușică, frumușică. Și se leagă aici sus cu niște șnururi. Are un tipar tare interesant în partea de sus. Și în partea de jos, după cum spuneam, vine un pic mai lungă. Ia uitați-vă cât ai. Mai departe am o rochie foarte asemănătoare cu cea pe care o port acum. Asta de pe mine îmi place maxim. Așadar, am fost tare încântată să văd ceva asemănător, dar nu chiar. Este albă și are în plus un guleraș. Asta e rochița și are aici un guler tare, tare drăguț din ăsta, un pic mai mare, în genul cum se poartă acum, cu o inserție de dantelă foarte frumoasă. În rest e exact ca asta, două volănașe în partea de jos, niște inserții de dantelă aici pe verticală și pe mâneci are inserții de dantelă. Tare, tare drăguță, mi se pare. Abia aștept să o probez. De fapt, pe toate abia aștept să le probez. Mai am un ultim produs de pe About You. Este vorba despre o pereche de încălțăminte de la Superga. Mama, zica ce frumușele! Vai, deci... Doamne, cât de pretty! Îmi place foarte mult alfa și îmi place că e mai înaltă și atunci par și eu mai înaltă. Dar cred că sunt foarte comode. Sunt mărimea 38. Și arată tare fain cu șireturile astea maronii. Super. Clar pot să-i pun șireturi albe dacă vreau să nu am contrast aici în partea de sus, dar mie mi se par tare interesante astea maronii. Frumos, frumos de tot. Aici scrie pe lateral Superga și aici în spate scrie Superga. Ne gusta despre ele. Și gata, am terminat cu tot ce am primit de la brand-uri. Mai am acum... cadourile de la prieteni și familie. De la soțul meu am primit o bicicletă, vă spuneam despre ea în vlogul de data trecută. E tare frumoasă, albastră, feminină. I-am atașat și un coș de paie, ea venea cu un coș metalic, nu arăta la fel de drăguț. Era clar mai stabil și cred că mai rezistent, dar eu vreau să fie drăguțică. Așa că i-am pus un coș de paie. Nu pot să vă arăt aici, dar o să inserez poze sau filmare cu ea. Deși ea acum s-ar putea deja să fie plină de noroi, dar nu contează, tot drăguța a rămas. Ok, am aici un cadou pe care l-am primit chiar în seara asta de la una dintre prietenele mele. Este de la Swarovski și hai să vedem ce e înăuntru. A, este un lănțișor, tare drăguțel, cu o piatră aici. În mijloc, este super simplu, dar mie îmi place genul ăsta de lănțișoare. Eu le port în mai multe straturi și atunci îmi place să fie cât mai simple. Tare, tare drăguție. Doamne, deci am uitat să-mi pun microfonul. Mă scuzați. Aș dusă cu pluta, dar voi știți deja. Mai am un ultim cadou de care am fost super mega încântată. Da-da-da-dam! O pălărie de călărie, o cască pentru călărie și uitați-vă ce cute că are o fundiță aici la spate. E așa adorabilă, îmi place că e plușată și mi se pare tare elegantă. Deci so pretty. Să-mi o pun pe cap, să-mi desfac părul și să o pun pe cap. Hai să o pun pe cap. Este mărimea M și am probat-o deja, e bună. Deci marți vă dați seama că mă duc cu pălăria și vreau să trec pe la Decathlon să-mi iau și pantaloni de călărie și a luat prietena mea și erau tare, tare frumușei și să am echipament complet, să fiu mare, mare călăreasă. Așa. Ia să văd de faină. Mamă, deci ce mare pare. Doamne, deci Candita Maică Pocu sau nu? Ia zice. Doamne! Asta e din aia? Păi, frate, cred că poate să-mi pice luna în cap și nu pățesc nimic. Mă protejează de n-ai văzut așa ceva. Când mă uit în oglindă, pare super mare. Oricum, e clar că pentru a mă proteja trebuie să fie mai mare, nu să aibă suficiente straturi acolo. Are și înăuntru aerisire și nu știu ce nebunii. Deci, e frumos și că foc. M-am bucurat maxim, maxim de ea. Abia aștept marți să o iau la călărie.
Am mai primit ceva drăguț, stați un pic, bine, am mai primit o grămadă de flori foarte faine. Am primit un aranjament super de bujor, dar l-am filmat deja, l-ați văzut. Am mai primit și astăzi un buchet de bujor superbisim, superbisim. O să-i filmez și pe aia. Și am mai primit de la Maria o ședință foto. Am fost super încântată de ea, ședința foto în maci. Deci, senzație, ce să mai, și pozele, Doamne, deci au ieșit atât de faine, abia aștept să le editeze. Și o să o pun pe Maria să editeze măcar câteva dintre ele ca să le inserez aici. Deci, superbisim, superbisim au ieșit și ne-am simțit așa de bine, a fost așa de fain. Îmi pare rău că n-am avut un pic mai mult timp la dispoziție să ne și plimbăm liniștite printre macii ăia, dar a fost drăguț, chiar m-am bucurat de experiență. Cam atât cu despachetatul de cadouri. Îs super încântată, super recunoscătoare pentru tot ce primesc, atât de la branduri, cât și de la prieteni. Și, nu știu, cred că cel mai frumos cadou a fost surpriza pe care mi-au făcut-o cu artificiile, cu toată nebunia. Cred că e o amintire pe care o să o prețuiesc toată viața, mai ales că nu mă așteptam absolut deloc. Și da, ce pot altceva să fac decât să le super, hiper, mega mulțumesc tuturor care au rupt o fărâmă din viața lor și mi-au urat fie la mulți ani, pentru că și ăla e un cadou tare drăguț. Am primit o grămadă de urări și de la voi și de la cei care mă urmăresc pe Insta. Vă apreciez și vă iubesc și vă mulțumesc și mă bucur enorm că faceți parte așa din viața mea, chiar dacă e doar virtual. Vă ador! Da, cam asta este tot. Vă pupicesc și ne vedem mâine. Cred că mai filmez ceva și mâine. Ok, dragilor, o să închei aici vlogul de săptămâna aceasta. Practic, porțiunea asta este filmată exact în ziua când editez și cel mai sigur în ziua când postez. Asta este, dacă am pierdut salutul de duminică, am refilmat partea asta ca să nu închei foarte brusc vlogul. Eu vă super, hiper, mega mulțumesc că m-ați urmărit, vă pupicez, vă îmbrățișez și ne vedem vinerea viitoare pe la 9 cu un nou vlog săptămânal. Pupici! Mua!